Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragii mei călători, și bun venit într-unul din cele mai interesante locuri de pe Mapamond, Israel. Aici a luat ființă creștinătatea. Este o zonă cu o cultură și cu un relief aparte. Cu alte cuvinte, am putea spune că Țara Sfântă este destinația cea mai potrivită pentru cei care doresc să-și găsească liniștea și pacea interioară, pentru cei care doresc să înțeleagă Scriptura și să o citească având imaginea locurilor și a personajelor despre care scrie aceasta. Betleemul, Ierusalimul sau Nazaretul sunt doar câteva dintre multele obiective care merită vizitate și în care parfumul vremurilor biblice se simte și astăzi. În 1867, când Mark Twain a călătorit în Israel, spunea despre acest tărâm că este o țară dezolantă, cu un pământ destul de bogat, dar care este înghițit de mărăcini. Astăzi însă aceste cuvinte nu mai sunt valabile pentru că în Israel s-au construit grădini, podgori, ferme și plantații cu unele dintre cele mai inovative tehnologii din lume. Spre exemplu, în câmpiile de pe coastă, livezile de citrice au înlocuit mlaștinile, iar Valea Iordanului, care altădată era centrul epidemiei de malarie, astăzi este grânarul țării. Deșertul Negev a înflorit cu păduri și podgorii, iar Arava, cea mai aridă zonă a Israelului, a devenit sediul unei industrii prospere de legume. Noi ne aflăm astăzi în zona Nazaretului, orașul copilăriei Domnului Isus, aici unde o treime din locuitori sunt creștini, restul fiind musulmani. Așezat în Galileea de Jos, Nazaretul este situat într-o vale înconjurată de înălțimi, fiind centrul administrativ și economic al regiunii. În apropiere se află locul numit Sprânceana Muntelui, unde, conform Evangheliei după Luca la capitolul 4, a fost dus Domnul Iisus Hristos după ce a vorbit în sinagoga din Nazaret ca să fie aruncat de pe munte. De aici avem o splendidă vedere panoramică a Nazaretului, Muntelui Tabor, dar și a Văii Armagedon. Deși pe sprânceana muntelui vântul suflă cu putere, ghidul nostru Gershon Liga este bucuros și onorat să ne prezinte locul. Ne aflăm pe sprânceana muntelui. Vreau să vă citesc numai textul. De fapt, Domnul Iisus propovăduiește în Nazaret, este primit foarte bine, iar când el le răspunde, de fapt, voi să-mi spuneți, bineînțeles, proverbul, doctore, vindecă-te pe tine însuși și fă și în patria ta ceea ce am auzit că ai făcut în Capernaum, din sinagogă l-au luat și spune că l-au adus pe sprânceana muntelui. Uitați, în partea de dincolo avem Nazaretul, biserica, exact în fața noastră se vede acolo biserică ascuțită. Ea este zidită exact pe locul unde a fost casa lui Iosif și a lui Maria. Eu vreau să vă citesc numai ce se întâmplă după aceea. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a păcurit la Capernaum, cetatea din Galileea, acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. Mult nu se poate, nu avem ce să vorbim mult despre acest subiect. Suntem într-adevăr și noi pe sprânceana muntelui. Într-adevăr, aproape de Nazaret este cam unicul loc în care se poate într-adevăr să se facă așa o pedeapsă a oamenilor ca să fie aruncat de pe munte. Acum vreau să vă vorbesc puțin despre ceea ce vedem în jur. Deci Valea Israelului se întinde în fața noastră din dreapta, uitați, se vede apusul din cauza că soarele pune acolo. În partea dreaptă este de fapt Haifa, Valea se întinde, în spate avem Nazaret, muntele Tabor este în partea stângă. Acela e muntele Tabor. Să vă spun localitățile pe care le vedeți aici jos. Jos în vale este o localitate arabească care se numește Iksal. Următoarea, la poalele muntelui Tabor, de aici se vede foarte bine, este localitatea Daburia. Și v-am spus că este numele arabesc care vine de la numele Deborah, Dvora în limba ebraică. În amintirea luptei care a fost acolo cu Deborah care era prorocița. În partea de dincolo este încă o localitate arabească care se numește Shibli. În fața noastră avem muntele
Ghivat Hamore. Muntele pe care le avem în fața noastră și muntele Tabor, de fapt, acestea sunt punctele de refer când e vorba din judecător, lupta lui Gedeon și lupta lui Deborah și a lui Barak. În partea cealaltă, în depărtare, se vede muntele Gilboa. V-am spus, toți munții pe care îi vedem în fața noastră sunt partea nordică a munților Samariei. Deci Samaria se termină, iar noi deja aici, unde suntem cu picioarele, aici suntem deja în Galileea. De aici începe Galileea. Până la Marea Chineret sau până la Marea Galileea este Galileea inferioară sau de jos, care are o înălțime aproximativ de 5-600 de metri. Valea pe care o vedem în fața noastră, care este foarte mănoasă, fertilă și, într-adevăr, e o binecuvântare pentru Israel, a fost o vale necultivată din cauza mlaștinilor și a berților care erau în zonă. Dacă am merge de aici puțin spre Beceme și încă 20 de kilometri, partea respectivă se numește, de fapt, Emek Hamayanot, adică Valea Izvoarelor. Aproape toți munții care avem de la Elat și până în zona noastră sunt munți calcaroși. De la Nazaret, dacă urcăm puțin deja spre munții, spre Marea Galilei, sunt munți vulcanici. Este piatră vulcanică și este favorabilă pentru crearea de izvoare. Ceea ce vedem în față e localitatea Fula, chiar în fața noastră, iar dincolo, spre sud, acolo este muntele Megiddo. Deci de aici puteți să vedeți Armagedonul. Armagedonul, de fapt, e vorba de vale, valea Armagedonului, iar numele văii vine, de la muntele pe care îl avem în fața noastră. Acolo se află muntele Megiddo. Ceea ce ar fi interesant, tot așa de... V-am spus despre cele două drumuri care erau, nu? Deci era drumul mării, Dere Hayam, și drumul împăratului care să vă vorbească când să fiți în Iordania. Drumul mării, de fapt, este exact în fața noastră. Este o vale care pornește de aici, exact de la Megiddo. Vedeți, se vede șosea de la Fula, practic șoseaua ia în dreapta. Direcția cam așa cum arată aici. Acolo există un drum, o șosea care merge de la Megiddo, deci din zona asta, și până la Cezarea. Intră printre munți și, de fapt, drumul care venea din Egipt ajungea până la Cezarea. Venea puțin în, așa cam la un 30-40 de grade, ieșea aici la Megiddo, de aici drumul mării o lua înspre răsărit, până pe Valea Iordanului și urca în sus până la Marea Galileea, de acolo trecea în Siria și ajungea în Mesopotamia. Ultima perioadă în Israel s-a dezvoltat foarte mult cultura de bumbac. Cultura de bumbac din cauza că este totul absolut mecanizat. Deci se cultivă mecanizat, se întind țevile mecanizate, îl recoltează, îl face baloți. Deci au câștigat destul de mult. Legume și fructe, deci iarna, legumele le cultivăm pe Valea Iordanului. Pe Valea Iordanului iarna nu scade temperatura în medie, să zic așa, sub 20 de grade, 20 ceva de grade. Poate să fie și mai mult, 25-30, nu contează, dar în medie. Așa că Valea Iordanului pentru noi iarna este grădina de verdețuri, unde se cultivă. Iar deja în perioada în care ne aflăm, temperaturile urcă până la 40-45, deci din cauza căldurii, Valea Iordanului deja nu mai este pentru legume. Și acum se cultivă în restul țării. Așa că, practic, pe piață găsești toate legumele 365 de zile. Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Țara Sfântă mai este numită și țara unde curge lapte și miere. Un simbol al belșugului, dar și ceva real, pentru că Israelul este considerat lider mondial în producția de lapte din lume. În ciuda căldurii, a umidității și a resurselor limitate, vacile izraeliene produc mai mult lapte pe an decât cele din Statele Unite ale Americii, din Uniunea Europeană sau chiar din Australia. În ceea ce privește mierea, ei bine, mulți spun că se face referire la fructele de curmali. În Israel sunt zeci de mii de hectare de plantații de curmali.
Fiecare dintre acești pomi produce în medie câteva sute de kilograme de fructe pe an, iar curmalele din Israel sunt faimoase în toată lumea. Pentru că suntem la un popas pe sprânceana muntelui și ne-a vorbit despre agricultură, ghidul nostru ne completează informațiile și cu date despre acest dulce fruct. A luat o amploare destul de mare, plantația de curmali. A fost aproape, să zic așa, acțiune de comando ca să fie aduși curmali în țară, din cauza că la început, după înființarea statului, nu erau decât în Siria, în Irak, în Maroc, în nordul Africii. Este un fel de curmale care se numesc majul, cele mai bune. Și cuvântul majul, ce înseamnă cuvântul majul? Majul? Nu știu. Asta înseamnă nu știu. A fost o poveste în Maroco, a dat o boală în Maroco, în curmale care aveau la ei și au intrat în panică, au zis dispare totul și au chemat pe americani și pe francezi și au zis faceți ceva cu ce a mai rămas, măcar să nu pierdem soiurile. Și printre altele i-a întrebat cum îl cheamă, păi asta a spus, îl cheamă așa, așa și ăsta, nu știu, majul. Când a ajuns în țară, într-adevăr că era un soi... N-avea nimic deosebit, nimic care să se atragă privirile, știi, așa era. Și l-au prelucrat și l-au folosit și la ora actuală este cel mai productiv și fructul cel mai căutat, curmale de căutat în realitate. Iar acum se extinde pe Valea Iordanului în anul 67 când am ocupat partea asta. Când am reocupat o zona, nu era un copac în toată zona, nu era pur și simplu pustiu. Iar acum, dacă mergi, să vedeți, sunt, hai să zic, nu păduri, dar să zic așa, pădurice, poți să-i spui, de cultură de curmale. Li vezi, da, bineînțeles, li vezi, la asta mă refer. Li vezi de curmal și nu numai că e cultivat, dar acum deja încearcă cumva să orice și pe deal în sus. Deci atât sunt de rentabilă, da? Numai că ei au nevoie de, odată, căldură și multă apă. În perioada când coc fructele, le trebuie și până la o tonă de apă pe zi. Iar am o post, dar țineți cont că un curmal poate să producă de la 250-300 de kilograme. Este cazul când, deci, ca și excepție, și până la 600 de kilograme. Profetul Isaia vorbește în cartea sa la capitolul 35 despre o vreme în care pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul. Pentru poporul evreu, aceasta nu este doar o profeție străveche, ci o realitate care prinde tot mai mult contur. Deșertul înflorește, viile dau rod, iar câmpiile sunt mănoase. Cum este posibil? Cu multă muncă, inteligență și dorința de a dezvolta țara, dar mai ales cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Înainte de a părăsi sprânceana muntelui, domnul pastor Viorel Candreanu ne vorbește despre acest loc și despre poporul Israel. Suntem aici pe sprânceana muntelui aproape, în cartea Estera, la capitolul 7, începând cu versetul 3. Aș vrea să citim cuvântul ăsta și apoi să ne rugăm. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Amin. Haideți în dimineața aceasta să facem o rugăciune și să rugăm pe Domnul ca și astăzi să ne dea viață. Găsim viața aceasta dacă cercetăm cu atenție cuvântul, dacă ascultăm cu atenție de Duhului cel Sfânt. Vom găsi viața aceasta dacă, privind în jurul nostru cu intenția unor pelerini, vrem să ne convingem că suntem într-adevăr pe locurile biblice, vrem să ne convingem că ceea ce găsim în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul adevărat. Am vrea și astăzi locurile, împrejurările să ne vorbească și să ne întărească în credință, pentru că fără credință nu avem viața. Haideți să rugăm pe Dumnezeu ca și astăzi să ne umple de viață și astăzi să ne întărească în credință și în al doilea rând, cum spune Estera, scapă pe poporul meu. Haideți să ne rugăm și pentru Israel. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, ne rugăm ca Israel să înțeleagă că Iisus din Nazaret este Mesia, ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrare și în inima lor și să ne ducă împreună spre apogeul acela glorios
despre care vorbește Scriptura. Când vom fi împreună o turmă, un păstor și nu ne vom mai despărți niciodată. Cu aceste cuvinte încheiem călătoria noastră în Țara Sfântă și cunoașterea locurilor și a binecuvântărilor acestei țări. Nădăjduiesc că ați petrecut un timp plăcut în compania noastră și vă invit să călătoriți împreună cu noi în Israel și data viitoare. Sunt Lucia Machidon și până la următorul popas în Țara Sfântă, de aici, de pe sprânceana muntelui, vă spun tuturor, Shalom! Fiți binecuvântați de Dumnezeu! Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.